Stimați ascultători, în momentele următoare vom asculta un mesaj rostit de pastorul Virgil Neagu. Vă dorim audiție folositoare! Apocalipsa, capitolul 12, începem citirea cu versetul 10. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe care puțină vreme. Este mai vechi ca oricare dintre noi. Are înțelepciune mai multă decât noi toți la un loc. A învins oameni mai puternici, mai iscusiți ca noi. Și l-a coborât pe pământul acesta cuprins de o mare mânie. Biblia vine și spune: bucurați-vă ceruri. Și vreau să vă aduc aminte că toți care locuiesc în ceruri sunt mai tari ca noi. Îngerii, heruvimii, serafimii, cei 24 de bătrâni, toți sunt mai tare ca noi. Și lor li se spune să se bucure că au scăpat de el. Dar totodată vine și spune: vai de voi, pământ și mare, a coborât la voi cuprins de o mare mânie. Și în lumea asta, unde el a coborât și cerul s-o bucură că a scăpat de el, el a venit pe pământul acesta, a ocupat pământul acesta abuziv, numit stăpânitorul lumii acesteia de însăși Domnul Iisus Hristos, luptă împotriva credincioșilor. Și din lumea asta în care el a învins miliarde de oameni, sunt totuși niște oameni pe care Biblia spune că l-au biruit, slăvit să fie Domnul. Vreau să vă aduc aminte că cartea Apocalipsului are cununi, premii, doar pentru biruitori. Cei ce au început și s-au săturat, cei ce au început și s-au enervat la un sfat frățesc și nu au mai venit, cei ce au început și cineva le-a împrumutat bani și nu le-a mai dat înapoi și asta l-a enervat grozav de tare, Dumnezeu nu are nimic pentru ei. Foarte mulți dintre noi trăim cu mentalitatea asta că Dumnezeu are premiul 2, premiul 3, premii și mențiuni, premii de consolare. Păi dacă tot te-o fentat, tot te-o înșelat și proroc și păstor, lasă că Dumnezeu să-ți dea un bonus. Nu există, frații mei. Cu toate că ne comportăm supărați, nervos, boșumflați, că Dumnezeu o să uite la mine și o să-mi dea și mie un premiu. Nu întâi, că nu merit, dar un premiu de consolare tot o să-mi dea. Nu există. Citiți cartea Apocalipsei. Celor ce vor birui, li se va da ceva. La restul ce ați găsit? La restul se spune: afară sunt restul. Când trăiești cu mentalitatea aceasta de biruitor, nu contează cine te îngenunchează, nu contează cine te înșală, nu contează cine își bate joc de tine și de familia ta, te ridici și alegi mai departe să pui mâna pe cunună. Nu stai și îți plângi de milă singur în drum. Nu aștepți dreptate din partea comitetelor și a oamenilor care nu știu cum să-ți facă dreptate și n-au toate datele să-ți facă. Singurul care are autoritate să-ți dea la urmă cununa este Iisus Hristos. Până n-ai ajuns la El, nu te mai opri și te mai plângi pe toate drumurile. Unul dintre scriitorii american, Mark Twain, spunea în felul următor: nu te mai plângi din cazurile pe care le ai. De ce? 60% nu te cred și 40% spune că așa trebuie. Deci ai rezolvat problema asta. Dar foarte mulți dintre noi avem tot felul de probleme în viața asta. Și ne plângem pe dreapta și pe stânga și uite ce mi-a făcut ăla. Dar tu ai de prins o cunună, măi, omule, măi. Tu ai de prins un har al lui Dumnezeu. Ce tot te plângi atâta? E adevărat că sunt pierderi materiale. E adevărat că sunt vorbe la mijloc. E adevărat că sunt insinuări. Dar tu n-ai pus încă mâna pe cunună. Foarte mulți dintre noi pierdem vremea. Ei, niște oameni pe care Biblia îi numește biruitorii, l-au biruit. Cu ce? Pentru că foarte mulți dintre noi credem că biruim prin sistemele noastre, prin gândirea noastră, prin modul nostru de trăire, prin pocăința pe care am prins-o, o trăim și o mai trăim mai departe și obligăm și pe alții să o țină. Frații mei, știți ce înseamnă să apară un tank de ultimă generație în fața ta, cu mitralieră la bord, cu tun de, nu știu, 78 de milimetri și așa mai departe, să apară în fața ta și tu să-l ataci cu un cuțit de la unghieră? Ce poți face tu? Cam așa suntem majoritatea dintre noi în fața puterii lui Satan, în fața felului lui în care ne atacă. Pentru că pentru tank există niște arme speciale, nu te duci tu cu cuțătașul, cu bota, nu te duci acolo nici măcar cu pușca mitralieră. Ce să faci cu pușca? El e blindat, are un blindaj gros pentru obuze. Există arme specifice pentru tank, numite arme antitank,
care străpung blindajul, prima dată străpung blindajul, topesc și apoi intră înăuntru și explodează. Dau peste cap, ori șenilii, ori turela și așa mai departe. Când avem de-a face cu satana, de care se bucură cerul că a scăpat, nu poate să-l învingi tu pe ideile tale, îți dă Dumnezeu arme și ele sunt aici. Căci ei l-au biruit prin astea armele de care se teme satana. Prima armă puternică pe care o credincioșii, oricare la îndemână, este sângele lui Iisus Hristos. Sângele lui Iisus Hristos nu trebuie folosit numai decât ca un cuvânt magic, ca o incantație. Spui sângele Domnului Iisus Hristos și diavolul fuge de la tine. Nu, sângele Domnului are o altă implicație. Dreptul diavolului de a pătrunde în viața noastră, dreptul diavolului de a intra, de a se amesteca, de a produce tulburare, deznădejde, depresie, boală chiar, înfrângere în viața noastră, aș vrea să vă spun, stimații mei ascultătorii, dat din cauza păcatului. Diavolul ar vrea să ocupe orice suflet omenesc, ar vrea să posede toată lumea, dar nu poate intra. Îi trebuie aprobări, îi trebuie drept să fie acolo. Unul dintre părinții bisericești, Parmis Ambrozie, scria că la un moment dat într-una din scrierile sale că frații se străduiau să escorcizeze un duh, un duh obraznic care a intrat într-o soră de credință. Și îi spuneau Duhului să iasă afară, că n-au dreptul să stea într-un copil al lui Dumnezeu. Și Duhul din femeia respectivă, din sora aceea, spunea, dar ce-o căutat la teatru? Că acolo e zona noastră, ne-o dat dreptul să intrăm. E dreptul nostru. Și-au trebuit frații de pe vremea aia să-l scoată afară, pentru că Duhul necurat, diavolul, nu atacă o persoană dacă n-are dreptul să intre acolo. Dacă n-are dreptul acolo. Și dreptul diavolului de a intra în viața unui om, de a influența și apoi a poseda, este păcatul, frații mei. Și dacă n-ar fi soluție pentru păcat, vă cred, dar există soluție, este sângele lui Iisus Hristos. Asta e forța care nimicește planul diavolului. Totdeauna când diavolul ne înșeală, ne înșeală să păcătuim cumva. Ne înșeală să facem un anumit gest, o anumită acțiune, să gândim într-un anumit fel ca noi să păcătuim. Odată ce am păcătuit, păcatul a intrat în viața noastră. Păcatul nu-i marfa Duhului Sfânt, nici a lui Dumnezeu. Păcatul e marfa satanei. Dacă păcatul ăla a intrat în inima mea, în viața mea, dacă e lăsat acolo o zi, el împietrește inima. De aceea spune Scriptura, astăzi dacă auzit glasul lui, să nu vă împietriți sub înșelăciunea păcatului. Marea problemă este că majoritatea dintre noi, după ce am păcătuit, mai băgăm păcatul ăla sub un preș, așa, îl ascundem acolo. Tacem din gură, nu spunem la nimeni, să nu se prindă nimeni. Doamne, am greșit, dar tac și eu. Unii dintre noi vrem să ne ispășim singuri păcatele. Doamne, am greșit, stau supărat 200 de zile. Doamne, am greșit, nu mai când. Doamne, am greșit să vezi că de acum umblu trist. Nu se ispășește păcatele prin așa ceva. Dacă se ispășa prin așa ceva, nu trimitea Domnul pe singurul său fiu. Păcatul se ispășește numai prin sângele lui Iisus Hristos. Dar sângele lui Iisus Hristos este operativ, nu automat. Eu am păcătuit și sângele vine și spală. Sângele Domnului este operativ, lucrează în viața mea dacă eu identific păcatul ăla, îmi pare rău că l-am făcut, îmi dau seama că nu pot singur să-l ispășesc și atunci spun, Doamne, îți promit că mă pocăiesc, spală-mă sângele Tău. Și sângele Domnului ne spală de orice păcat, slăvit să fie Domnul. Altfel, frații, ținând păcatul în inima noastră într-o zi, cineva va spune, vreau să intru în inima păstorului cu tare. Și îngerii Domnului care tăbăresc în jurul spune, dar n-ai cum să intre, ăsta-i păstor, ăsta-i proroc, ăsta-i omul lui Dumnezeu. Nu, nu, noi intrăm la marfa noastră. Are jumătate de ani de când nu se împacă cum națul. Are jumătate de ani de când a promis că dă banii înapoi și nu i-o dat. Are jumătate de ani și minciuna este marfa mea, eu intru la marfa mea. Cum vă închipuiți dumneavoastră că un om care a fost trimis de Domnul să învieze morții, să predice Evanghelia, să facă minuni și semne, într-o seară a intrat satana în Iuda? De ce nu a intrat în Matei? Că Matei toată ziua erau cu banii. De ce nu a intrat în Petru, care era mai impulsiv? De ce a intrat în Iuda? Că Iuda a săvârșit păcatul furtului din punga ucenicilor și niciodată nu s-a pocăit. Și marfa diavolului a rămas acolo. Și în seara cinei, satana a intrat în el, avea tot dreptul. Iubiții mei, tolerând păcatele în viața noastră, suntem robi satanei. Efectiv, pătrunde în noi. Și tristețea este că mulți credincioși nu lucrează la nivelul și la standardul la care i-a chemat Dumnezeu pentru că au păcate. Pe Dumnezeu nu-l surprinde că ai greșit.
Pe Dumnezeu îl surprinde că ți-a acoperit păcatul, că te împetrești în păcat, că crezi că nu vede nimeni. Păcatele unor oameni merg înainte la judecată, prin mărturisire, iar altora, din nefericire, vin pe urmă că nu sunt ispășiți. Că n-ai cum să le ispășești. Soluția este simplă, frații mei. Când ți-ai dat seama că ai păcătuit, nu aștepți până la următoarea cină. Nu aștepți un moment prielnic, ci imediat dă-ți seama că e marfa diavolului. Recunoaște această marfă și scoate-o din inima ta prin mărturisire. Doamne ajută! Diavolul va ști lucrul ăsta, va veni. Dar știi ce va găsi? Uitați-vă la declarația pe care o face Domnul Iisus. Nu mă mai duc în textul biblic, nu mă citez lucrul acesta. Spune Domnul Iisus, iată că vine la mine stăpânitorul lumii acesteia. Cu alte cuvinte, el stăpânește finanțele, el stăpânește forțele armate, el stăpânește politica, el stăpânește sportul, el stăpânește tot în lumea asta. Singurul loc în care n-are absolut nimic, niciun drept, este în mine, n-are nimic. Nu are nimic. Fiecare credincios are dreptul să spună asta, slăvit să fie Domnul. Mă uit la foarte mulți dintre noi care avem idei geniale că România se va trezi la credință, că suntem în Bruxelles și deodată toată Belgia va fi transformată de Duhul lui Dumnezeu. Fratele meu, fii mai atent, nu te mai uita atât în Belgia și în România, uite înăuntru tău. Fă ca înăuntrul tău să-i aparțină lui Dumnezeu în totalitate. Schimbă acolo ceva. Văd o grămadă de oameni care nu se pot opri de la patim și vicii, dar vor să facă transformări pe națiuni. Nu se pot opri să nu fie geloși, să nu fie dornici de înaintăitate, dar doresc să facă lucrări mărețe la nivel zonale, frații mei. Singurul loc în care eu am control, să-l mențin curat, nu în inima fratelui meu, nici în inima copilului meu măcar, în inima mea, să păstrez curat, să fac curățenie și prin sângele Domnului să nu-i dau dreptul diavolului în viața mea. Amin. Diavolul se teme grozav, e o armă prin care tu îl învingi, îl termini. Efectiv, n-are ce să-ți facă. De ce? Pentru că n-are drepturi în viața ta. E adevărat că recunoști că ai greșit, dar nu stai supărat așa. Vii și spui, Doamne, am greșit, am identificat lucrul ăsta, nu pot să-mi ispășesc singur vinovăția, păcatul. Doamne, mă pocăiesc de lucrul acesta și te rog frumos, spală-mă în sângele Domnului. Și nu peste două luni după o analiză temeinică a Îngerului Dumnezeu, ci imediat, prin sângele Domnului Iisus, orice om care se mărturisește este iertat. Amin. Folosește arma asta. Vei fi înșelat. Vei vedea că la un moment dat vei primi gânduri care știi că nu-s de la tine. Diavolul va încerca să te doboare. Diavolul va încerca să te ispitească. Nu uitați aspectul acesta, frații mei. Sângele Domnului îți dă biruință, slăvit să fie Domnul. O altă fațetă a acestei arme este cina Domnului. Când ne adunăm la cina Domnului, unul dintre elementele cinei Domnului este paharul binecuvântat sau respectiv rodul viței, care odată cu binecuvântarea rostită și cu faptul că iei din rodul viței, el devine în tine o părtășie sfântă cu sângele Domnului Iisus Hristos. Stimații mei, această legătură ne face pe toți să fim una. Sângele Domnului Iisus ne aduce, așa după cum bine vorbea fratele păstor, într-o unitate specială a eclesiei, a celor chemați deoparte. Asta te face să fii mădular într-un trup, chiar dacă nu conștientizezi prea bine rolul tău și locul tău. Da, ești într-un trup, că ești unghia mică de la piciorul drept. În trupul lui Iisus Hristos Dumnezeu îți dă un loc al tău, un loc al tău. Poate nu conștientizezi de asta, dar ești în acest trup. Atunci când diavolul dorește să te atace, el nu atacă numai unghia, atacă tot trupul. Nu poți să stai liniștit așa că la un moment dat îți cade un ciocan de 3 kg, îți cade, dar îți cade exact pe degetul cel mic. Nu spune nimeni, ei numai degetul ăla mic. Nu spune nimeni, din contră, gura începe să spună, vai ce am pățit și așa mai departe. Nu știi cum să te descalți mai repede să vezi care e situația în zonă. De ce? Pentru că e degetul cel mic, e adevărat, e de la piciorul stâng poate, poate nu e așa de important, dar e din trup. Când iei din cina Domnului, Dumnezeu îți vorbește, voi care luați din aceeași pâine, sunteți un singur trup. Voi că aveți pașii la aceeași masă, faceți o unitate și ca diavolul să te atace, trebuie să ataci tot trupul. De aceea vreau să te întreb, iubitul meu, ai părtășie cu biserica? Pentru că e drept că poți să vii la un moment dat și să spui, eu nu vin, nu, da, mai am niște probleme, mai am niște situații, vreau să fiu corespunzător.
Nu uita, iubitul meu, lucrul ăsta te face să fii izolat. Lucrul ăsta cineva îl urmărește. E cuprins de o mare furie, știe că nu mai poate ajunge la Dumnezeu. A fost exclus de acolo. Știe că nu poate ajunge, dar știe un singur lucru. Poate ajunge la inima lui Dumnezeu lovindu-te pe tine. Vi s-a întâmplat pentru cei ce sunt părinți să vedeți copilul tău că se îmbolnăvește, că are temperatură, că are durere. Ai vrea să iei tu durere, dar nu poți. Îl vezi cum se zvârcolește de durere și nu poți să iei durere. Te doare. Diavolul nu mai poate ajunge la Dumnezeu. A fost exclus din prezența lui Dumnezeu. Dar știe că pe Dumnezeu îl poate ofensa. Îi poate pricini multă durere, făcându-mă pe mine și pe tine să păcătuim. Făcându-ne să-i spunem, Doamne, am păcătuit și nici nu mă pocăiesc. Am păcătuit și nici nu iau cina. Degeaba l-ai dat fiul tău. Eu n-am chef. Efectiv. Și lucrul ăsta îl doare pe tată. Îl doare pe tată. Noi n-auzim palmele pe care le dăm, dar îi le dăm lui tată. El ne-a dat o masă la care să stăm împreună. Oameni de condiții diferite, de nume diferite, de pregătiri diferite, de foarte multe ori cu concepții diferite, dar prin Duhul Lui a făcut din noi un singur trup, slăvit să fie Domnul. Pe vremuri când cineva vrea să construiască un zid, dădea comandă să-i vină niște cărămizi, se dădea comandă de 5.200 de cărămizi, de exemplu. Venea o basculă de aia mare, cu 5.000 de cărămizi vrac, așa, bascula la poarta omului și spunea, semnează aici că s-am adus 5.200 de cărămizi. Cine stătea, mai ales că i-a ducea după masa pe la 5, i-a ducea, cine stătea să numere că 5.000, când au căzut toate grămadă acolo? Nu stătea nimeni. Rămânea grămada aia la poartă pentru a doua zi când el le clădea, le ducea unde avea nevoie. Trecea vecinul cu căruța, cu roaba pe acolo, păi ce cărămizi faine are vecinul. Mi-ar trebui trei, când mai trebuie să fac un coș de fum și nu am așa. Pac, lua trei. Și vecinul sesiza, avea scanner să vadă care ia de acolo. Mai trecea unul cu căruța, spune, fai ce cărămizi, exact ce-mi trebuie mie, mai lua 10 cărămizi de acolo. De ce? Pentru că erau așa grămadă, adunate acolo, s-au întâlnit acolo în basculă și acum jos. Gândește-te că a doua zi dimineață, cărămizile astea sunt luate și începe omul ăsta să le pună și să facă un zid. Poate chiar zidul de la gard să-l facă. Acum, dacă trece ăla cu roaba și vede zidul și îi place o cărămidă, ca să poată lua cărămida aia, trebuie să atace tot zidul. Iubitul meu, când iei cina Domnului, tu ești zidit în Hristos, slăvit să fie Domnul. Când vii așa la adunare și tu pe la anexe, stai pe cine știe unde, tu ești la grămadă, oricând te poate lua careva de acolo. Dacă în iei cina Domnului, tu te zidești în trupul lui Iisus Hristos. Când frații le dai voie, băi, întreabă-mă unii sunt, ai o cărămidă deasupra, ai una de desubt, răspunzi de unul, vezi celălalt ce se întâmplă, ești în trupul lui Iisus Hristos, ca atare când diavolul vrea să te atace pe tine, atacă pe toți cei din prejurul tău, pentru că la ea li pasă ce se întâmplă cu tine, li pasă unde ești duminică dimineața, li pasă cum îți petrești tu timpul, le pasă toate că ești în același zid. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Este o armă pe care ar trebui să o folosim. Diavolul se teme pentru că asta îl învinge. A doua armă, cuvântul mărturisirii lor. Stimații mei, diavolul e foarte mulțumit dacă după ce am fost izbăviți din păcat, din mocirlă, și după ce Dumnezeu ne-a pus picioarele pe stâncă, stăcem măcar din gură. E foarte mulțumit. El știe un lucru, că dacă tu începi a vorbi, tu începi a cânta, tu începi a înălța numele Domnului, lucrul ăsta atrage atenția. Atrage atenția la ăia care au rămas în mocirlă și atrage atenția la ei, la alți care-s descurajați, care-s poate aproape de înfrângere. Că cineva începe să cânte, să laude numele Domnului, să spună ce sfânt, ce bun, ce minunat e Domnul. Și lucrul ăsta totdeauna întărește pe oameni. Nu e așa că, vedeți, la ora actuală ne pricepem la sport. Văd tineri care vorbesc de Liga Campionilor, de transferuri, de cutare. Când îi întreb, frate, dar Domnului, că Domnul Iisus, da, se blochează, gata. Dumnezeu ne-a izbăvit din păcat ca să vestim puterile minunate ale Celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Amin. Și permiteți-mi să vă citesc textul biblic care ne dă exclusivitate la lucrul ăsta. Că noi îi spunem, Domne, dacă eu tac din gură, probabil Dumnezeu are planul B. Planul B care intră automat în vigoare, intră automat în lucrare. 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 9, Scriptura spune așa. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt și, atenție, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Amin. Nu sunt mai multe popoare, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat pentru El, numai Lui, numai Lui. Și poporul ăsta e chemat nu să vorbească ce vorbești, nici măcar în domeniul financiar să fie expert, ci să vestească modul în care Dumnezeu i-a scos din întuneric, din moarte, din pierzare și i-a dus la lumină. Amin.
De ce? Pentru că mai sunt o grămadă ca tine, pe care diavolul îi ține robi și ei nu știu, nu știu, mă poate scăpa Dumnezeu de alcoolism? Mă poate scăpa Dumnezeu de jocuri de noroc? Mă poate scăpa Dumnezeu de sub blestemul diavolului? Și se ridică cineva și spune, da, te poate, că m-a mântuit pe mine. La asta te-o chema Dumnezeu. Cu ce te ocupi? Pentru că asta e o armă care dărâmă împărăția diavolului. Efectiv îi luminează pe oameni. Chiar dacă stau în gât până aici în mocirlă, dintr-o dată ei încep a vedea lumina, că așa cum a fost el, cum e el, așa a fost și altul, mai rău. Și Dumnezeu l-a mântuit pe ăla și din mocirlă el strigă, Doamne, salvează-mă și pe mine. Și vine Hristos și mai smulge un om de acolo, slăvit să fie Domnul. Pentru că tu n-ai tăcut din gură, ai mărturisit, ai spus. Un alt aspect pe care v-aș ruga, frații mei, diavolul este foarte sensibil la ce mărturisim. Vă readuc aminte că singurul care cunoaște gândurile este Dumnezeu. Diavolul poate inocula gânduri, diavolul e un foarte bun contabil. El inoculează gânduri, vede intrările și ieșirile. Numai așa poate descoperi unde e sensibil un tânăr și o tânără. Numai așa. Îți aduce un gând de furt și tu care spui, n-am nicio treabă cu asta, îl dai de afară. El vede că a intrat și a ieșit. Îți aduce un gând de mândrie și îți spune, dar tu ești bun, tu ești grozav. Gândul ăla are numai intrare. Ieșire nu mai are, că îl place. Și diavolul dintr-o dată spune, ăsta e sensibil nu la furt, ci la mândrie, la aroganță. Cu asta îl servesc. La fiecare dintre noi, diavolul inoculează gândurile astea și ține o evidență foarte clară ca să știe cu ce să te ispitească. Stai în fața calculatorului, ești curios de ceva, tânără și tânără. El e acolo, lângă tine. Îți spune, dă un click acolo. Când tu eviți click-ul respectiv, spune, nu-l pot învinge cu asta. Tu nu crezi că scapi data aia. Data următoare, din nou, se optește. Mai dă o dată un click acolo. Vezi ce se întâmplă. Trebuie să fii și tu, să știi lucrurile astea. Iubiții mei, el verifică, ți inoculează lucrul ăsta să vadă cu ce poate să te învingă pe tine. El poate să ți inoculeze gânduri, dar nu știi ce în mintea ta. Singurul care citește gândurile este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. De aceea la mântuire se ajunge prin mărturisirea cu gura. Căci prin credința din inimă se ajunge la neprihănire și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Ca să fii scăpat de sub autoritatea diavolului, trebuie să verbalizezi credința ta. Pentru că diavolul nu știe ce gândești tu. De exemplu, dacă eu spun în mintea mea, în numele lui Iisus Hristos, diavol, îți poruncesc, satană, duc de necredință, de mândrie, îți poruncesc să pleci de la mine. Spun în mintea mea, n-are cine citi, doar Dumnezeu citește, pentru că are abilitatea să citească gândurile mele. Satana nu știe, nu poate citi gândurile mele. De-aia eu trebuie să rostesc cu voce tare, că mă las de lucrurile alea, că mă pocăiesc și mărturisirea constă în expunere cu guna. A spune, mă las de lucrurile acestea, poruncesc diavolului să plece de la mine ca să am izbăvire. Și în momentul ăla, spune Biblia, împotriviți-vă lui tare în credință și el care e puternic, de care cerul se bucură și pământul se înspăimântă, n-are nicio șansă în fața ta. Trebuie să plece, pentru că tu folosești credința, slăvit să fie Domnul. Duhuri de boală pleacă așa, duhuri de depresie pleacă așa. Dar credinciosul trebuie să verbalizeze, adică să spună, să proclame, să vorbească ceea ce crede. În pustia Iudeii s-au întâlnit două ființe care nu erau din lumea asta, care puteau folosi informații la care noi nu avem acces, care puteau folosi arme care nu erau la îndemâna noastră. Era prezent acolo cel prin care sunt făcute toate lucrurile și prin care sunt ținute, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Și de partea cealaltă era una dintre cele mai splendide creaturi a sale, dotate cu o inteligență extraordinară, depășind orice ființă umană, Satana. Cei doi s-au întâlnit în pustia Iudeii și m-aș fi așteptat să lupte la un nivel la care noi să nu avem acces. Câteodată se întâlnesc cu oameni care au făcut medicină 6 ani de zile, au făcut rezidențiat și în fața unui pacient care suferă de o banală gripă, încep să vorbească în termeni medicali. Stai și te uiți la ei și nu pricep nimic. De ce? Pentru că ei vorbesc în temenii lor. Câteodată își aduc aminte că este lângă ei un om care nu a făcut medicină și începe să-i explice în limbajul lui cam de ce suferi el și ce tratamente pentru simptomele respective se-i acorde. Aș vrea să vă spun că în pustia din Iudeea, în fața pasajului biblic pe care îl avem acolo, erau două persoane care nu erau din lumea asta. Ei puteau vorbi de cei 24 de bătrâni, de numele lor și fiecare de slujba lor. Și noi stăteam și ne uitam și spuneam, Doamne, n-am știut niciodată asta, că noi nu avem acces la informațiile astea. Dar Domnul Iisus Hristos l-a învins pe Satana la el acasă, nu cu informații la care eu n-am acces și nici tu, ci l-a învins cu este scris în cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul.
și a citat versetul respectiv. A citat versetul respectiv. Cât a putut rezista Satana? A încercat în diferite feluri și răspunsul totdeauna a fost citat din Scriptură. Nu intru în amănuntele ispitirii, dar a citat din Scriptură. Când Satana te atacă, nu-i da citate din Nicolae Iorga. Nu da citate din Ion Creangă. Ca să-l învingi pe Satana, citează din Biblie, Doamne ajută! Este scris în Biblie. Fondează-ți credința pe Biblie. Fii atent la ce spune Biblia și fii atent la complexitatea Bibliei. Pentru că la un moment dat Domnul Iisus Hristos a spus, este scris, omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Bine, dacă ai spus așa, îl ia Satana să duce pe steașura templului și spune, dacă tot ei după ce ai scris, este scris, aruncă-te jos, căci îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem de el și scapă din orice primejde. Dacă te iei numai după un pasaj Biblie, te apuci de băut. Dacă te iei numai după un pasaj biblic, te apuci, de cine știe ce? Dar Domnul Iisus Hristos a spus, mai este scris în Biblie să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Amin. Atunci când vrei să vezi un adevăr biblic, uite în toată Biblia ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu lua un singur verset și te ascunde în spatele lui, trăind în păcat și nelegiuire, pentru că așa îl înțelegi tu. Sunt creștini care de-a lungul timpului au vrut să trăiască în imoralitate și au ales un verset biblic care e foarte bine clar când Pavel spune ce n-avem dreptul să ducem și noi cu o soră care să fie soția noastră. E pasajul biblic de acolo. Și i-au luat pasajul ăla biblic care era bine interpretat în situația respectivă, care avea și l-au plasat într-un domeniu trăind în imoralitate cu alte persoane. De ce? Pentru că ei nu s-au uitat ce spune Biblia peste tot. Nu s-au uitat ce spune Petru în restul pasajului. Că s-ar contrazice singur dacă afirmația aia fie adevărată. O luat ăla și cu ăla s-a dus jos de pe streașină. Și s-a rupt verticalitatea trăirii cu Domnul. Și-a pierdut mântuirea. De ce? Pentru că a gândit așa. A doua armă care îl învinge pe Satana la el acasă este cuvântul mărturisirii tale. Te-aș ruga, frate și soră, dacă ai o experiență frumoasă cu Domnul, acum 40 de ani, când n-ai ocazia, spune-o. S-ar putea cineva să spună ăsta, spune aceeași poveste. Imaginați-vă dumneavoastră că cineva e vindecat de cancer și a fost vindecat acum 30 de ani. Nu trebuie să îmbolnăvească în fiecare an ca să fie proaspăt. Nici nu vrea omul ăla așa, nu? Dar dacă totuși te-a vindecat Domnul, mărturisește vindecarea Domnului. Doamne ajută! Spune vindecarea Domnului! Știți că minunile astea Dumnezeu nu le face numai așa de spectacol? Te-a izbăvit Domnul. Și ți-a dat vindecare, te-ai izbăvit din păcate unde alții au rămas acolo, să străduie bețul să iasă și nu pot. Și Dumnezeu te-a făcut de multe ori să treci pe lângă groapa mocirlei și ți-a spus, spune-le la foștii tăi colegi că am aceeași putere și mântuire. Totuși le-ai arătat mașina, jeepul, le-ai arătat faptul că ai costum Armani, le-ai arătat faptul că ai o voce superbă formată prin vocaliză, le-ai arătat că le ai. Au rămas în mocirlă aceea. Faci parte din singurul popor care poate continua. Fii gata la asta. Păstrează mâinile curate, că într-o zi cineva de lângă tine va spune, măi, roagă-te pentru mine, să ai semnal, să ridici mâinile curate și spui, Doamne, lasă peste el înțelepciune, izvăvire și mântuire. Și Dumnezeu să spună, am văzut, vin acolo să rezolv. A treia armă pe care o are credinciosul, prima, este sângele Domnului Iisus Hristos. A doua armă este cuvântul mărturisirii tale când deschizi gura. Fii atent ce vorbești. Fii atent ce vorbești. Faci parte din poporul salvat al lui Dumnezeu. A treia armă este sacrificiul de sine. Și nu și-a iubit viața chiar până la moarte. Pe timpul Domnului Iisus, când cineva în Ierusalim sau în altă parte era cu crucea în spate, nimeni nu spunea că se duce să-și ia copiii de la grădiniță. Cine avea crucea în spate, mergea pe o singură direcție, să moară. Când Hristos ne-a chemat să-L urmăm pe El, nu ne-a promis viață lungă și fericită, cu toate că o dorim și s-ar putea să avem parte de ea. Nu ne-a promis multe prietenii grozave. Și când Domnul Iisus ne-a chemat la El, ne-a spus, dar sacrificiul suprem se verifică prin sacrificii mai mici. Vine Dumnezeu să spune, ești gata să mori pentru mine? Da, Doamne! Atunci contribuie la lucrare de misiune cu atâta. Nu se poate asta. Eu sunt gata să mor, dar să dau bani? Nu! Nu se poate asta. Aș vrea să vă spun, prețul mare se verifică cu prețuri mai mici. Prețul mare, dacă ești gata să mori pentru Domnul, când Domnul îți va spune, du-te și cere iertare cuiva, e prea mult? Iartă-l pe cel ce vine la tine, chiar dacă ți-o greșit și spune, Domnule, îmi pare rău, nu, trebuie să mai stai, să mai pierd în suc propriu, ca să știi tu ce înseamnă să mă deranjezi pe mine. Ori vine Biblia și îți spune, ești gata să mori pentru mine, iartă-l pe fratele tău. Fii liber și eliberează-l și pe el.
Ești gata să plătești un asemenea preț? Ești gata să suferi pentru Domnul? Foarte mulți dintre noi nu suntem gata. De multe ori în spatele banilor și avuției lipsim de la părtășia frățească. Și lucrul ăsta vorbește undeva. Acum păstorii, slujitorii, comitetelor nu prea știu cu ce suntem noi și cu ce ne ocupăm. Dar există cineva care verifică toate datele astea, pe care ne lotează, care ne numără pașii noștri de pribeac pe pământul ăsta, care știe cât mergem cu mașina și cât mergem pe jos, care știe pentru ce transpirăm și pentru ce luptăm, care ne citește gândurile, vă spun încă o dată, și care știe exact intențiile noastre. Aș vrea să vă spun, dacă ești gata să mori pentru Domnul, nimic nu te va opri să fii împreună cu frații la părtășie să lauzi numele Domnului. Dacă ești gata să mori pentru Domnul, vei fi gata să suferi pentru lucrarea Domnului. Și permiteți-mi să vorbesc de un mod de suferință pe care Biblia îl prezintă, eu o să merg fugitiv la el, Ezechiel capitolul 9, Scriptura ne spune că în Israel oamenii au păcătuit înaintea lui Dumnezeu și s-au depărtat de la fața lui Dumnezeu. Și în mijlocul acelui popor, spune cuvântul Domnului în versetul 4, existau niște oameni care nu s-au luat după închinarea păgătoasă și idolatră a vremii. Și când Dumnezeu trimite îngerii săi să nimicească cu sabia în mână, și atenție, să nimicească bătrâni, fecioare, bărbați și femei, copii, să-i nimicească prin sabia sa. Înainte de nimicire, Domnul pune deoparte niște oameni, vorbim din nou de Eclesia aceea pusă deoparte, și spune versetul 4, Domnul i-a zis, treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc acolo. Iar celorlalți le-a zis în auzul meu, treceți după el în cetate și loviți, ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați, ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei, dar să nu vă atingeți de niciunul din cei ce au semnul pe frunte. Începeți însă cu locașul meu cel sfânt. Ce-au făcut oamenii ăștia de a căpăta trecere? Cu toate că sabia stătea deasupra, dacă el avea semnul, câtă ciudă avea ăla cu sabia, nu putea să-i facă nimic, pentru că Dumnezeu a pus un semn pe fruntea lui. Din ce pricină? Nu că au spus, băi, așa e acum, băi, așa e acum, toți fac ce vor și așa, nu. Înăuntru lor au spus, trebuie să fie altfel. N-am posibilități să schimb nimic din poziția mea. Nu pot să fac nimic. Nici nu vorbesc de rău, nici nu clevetesc, dar sufăr și gem înăuntru meu că lucrarea nu merge cum ar trebui. Și vine Dumnezeu și spune, nu contează cât de periculos e virusul Zika, nu contează că vine Putin cu tancurile sale, fă-i un semn că a suferit pentru lucrarea mea, că i-a păsat de lucrarea mea. Fă-i un semn. Nu contează ce se întâmplă în lumea aceasta. Când vine pedeapsa și urgia lui Dumnezeu, oamenii aceștia sunt puși deoparte pentru Domnul. Slăvit să fie Domnul! Ești o asemenea persoană? Pentru că într-o lume în care diavolul guvernează tot, într-o lume în care știrile sunt manipulate, într-o lume în care guvernele sunt manipulate și conduse să dea legi împotriva familiei, împotriva individului, împotriva națiunilor, împotriva istoriei, împotriva lui Dumnezeu, împotriva la tot. În lumea asta unde Satana a coborât cu o furie mare și a înfrânt oameni celebri și puternici, există bărbați și femei, tineri și tinere, care încă în fiecare zi îl bat pe Satana la el acasă. De ce? Pentru că nu se folosesc de înțelepciunea lor, ci prin sângele Domnului Iisus Hristos îi se curăță de orice păcat și diavolul n-are drept în viața lor. În fiecare zi ei se ocupă cu proclamarea numelui lui Dumnezeu și în fiecare zi ei se jertfesc pentru Domnul, fiind gata să plătească prețul suprem. Dar până la prețul suprem, ei iartă, ei iubesc și dacă e cazul, suferă, rabdă în taină, pentru că Dumnezeu este Cel ce îi izbăvește. Vă doresc tuturor, frații mei, ca Dumnezeu să facă din voi, din mine, din casa mea, din cei dragi ai noștri, niște biruitori. Amin. Am ascultat un mesaj rostit de pastorul Virgil Neagu. Materialul pe care tocmai l-ați ascultat a fost editat și pus la dispoziția noastră de echipa Alelon.
veni. Dar știți ce va găsi? Uitați-vă la declarația pe care o face Domnul Iisus. Nu mă mai duc în textul biblic, nu mă citez lucrul acesta. Spune Domnul Iisus, iată că vine la mine stăpânitorul lumii acesteia. Cu alte cuvinte, el stăpânește finanțele, el stăpânește forțele armate, el stăpânește politica, el stăpânește sportul, el stăpânește tot în lumea asta. Singurul loc în care n-are absolut nimic, niciun drept, este în mine, n-are nimic. Nu are nimic. Fiecare credincios are dreptul să spună asta, slăvit să fie Domnul. Mă uit la foarte mulți dintre noi care avem idei geniale că România se va trezi la credință, că suntem în Bruxelles și deodată toată Belgia va fi transformată de Duhul lui Dumnezeu. Fratele meu, fii mai atent, nu te mai uita atât în Belgia și în România, uite înăuntru tău. Fă ca înăuntrul tău să-i aparțină lui Dumnezeu în totalitate. Schimbă acolo ceva. Văd o grămadă de oameni care nu se pot opri de la patim și vicii, dar vor să facă transformări pe națiuni. Nu se pot opri să nu fie geloși, să nu fie dornici de înaintăitate, dar doresc să facă lucrări mărețe la nivel zonale, frații mei. Singurul loc în care eu am control, să-l mențin curat, nu în inima fratelui meu, nici în inima copilului meu măcar, în inima mea, să păstrez curat, să fac curățenie și prin sângele Domnului să nu-i dau dreptul diavolului în viața mea. Amin. Diavolul se teme grozav, e o armă prin care tu îl învingi, îl termini. Efectiv, n-are ce să-ți facă. De ce? Pentru că n-are drepturi în viața ta. E adevărat că recunoști că ai greșit, dar nu stai supărat așa. Vii și spui, Doamne, am greșit, am identificat lucrul ăsta, nu pot să-mi ispășesc singur vinovăția, păcatul. Doamne, mă pocăiesc de lucrul acesta și te rog frumos, spală-mă în sângele Domnului. Și nu peste două luni după o analiză temeinică a Îngerului Dumnezeu, ci imediat, prin sângele Domnului Iisus, orice om care se mărturisește este iertat. Amin. Folosește arma asta. Vei fi înșelat. Vei vedea că la un moment dat vei primi gânduri care știi că nu-s de la tine. Diavolul va încerca să te doboare. Diavolul va încerca să te ispitească. Nu uitați aspectul acesta, frații mei. Sângele Domnului îți dă biruință, slăvit să fie Domnul. O altă fațetă a acestei arme este cina Domnului. Când ne adunăm la cina Domnului, unul dintre elementele cinei Domnului este paharul binecuvântat sau respectiv rodul viței, care odată cu binecuvântarea rostită și cu faptul că iei din rodul viței, el devine în tine o părtășie sfântă cu sângele Domnului Iisus Hristos. Stimații mei, această legătură ne face pe toți să fim una. Sângele Domnului Iisus ne aduce, așa după cum bine vorbea fratele păstor, într-o unitate specială a eclesiei, a celor chemați deoparte. Asta te face să fii mădular într-un trup, chiar dacă nu conștientizezi prea bine rolul tău și locul tău. Da, ești într-un trup, că ești unghia mică de la piciorul drept. În trupul lui Iisus Hristos Dumnezeu îți dă un loc al tău, un loc al tău. Poate nu conștientizezi de asta, dar ești în acest trup. Atunci când diavolul dorește să te atace, el nu atacă numai unghia, atacă tot trupul. Nu poți să stai liniștit așa că la un moment dat îți cade un ciocan de 3 kg, îți cade, dar îți cade exact pe degetul cel mic. Nu spune nimeni, ei numai degetul ăla mic. Nu spune nimeni, din contră, gura începe să spună, vai ce-am pățit și așa mai departe. Nu știi cum să te descalți mai repede să vezi care e situația în zonă. De ce? Pentru că e degetul cel mic, e adevărat, e de la piciorul stâng poate, poate nu e așa de important, dar e din trup. Când iei din cina Domnului, Dumnezeu îți vorbește, voi care luați din aceeași pâine, sunteți un singur trup. Voi că aveți pașii la aceeași masă, faceți o unitate și ca diavolul să te atace, trebuie să ataci tot trupul. De aceea vreau să te întreb, iubitul meu, ai părtășie cu biserica? Pentru că e drept că poți să vii la un moment dat și să spui, eu nu vin, nu, da, mai am niște probleme, mai am niște situații, vreau să fiu corespunzător. Nu uita, iubitul meu, lucrul ăsta te face să fii izolat, lucrul ăsta cineva îl urmărește, e cuprins de o mare furie, știe că nu mai poate ajunge la Dumnezeu, a fost exclus de acolo, știe că nu poate ajunge, dar știe un singur lucru. Poate ajunge la inima lui Dumnezeu lovindu-te pe tine. Vi s-a întâmplat pentru cei ce sunt părinți să vedeți copilul tău că se îmbolnăvește, că are temperatură, că are durere. Ai vrea să iei tu durere, dar nu poți. Îl vezi cum se zvârcolește de durere și nu poți să iei durere. Te doare. Diavolul nu mai poate ajunge la Dumnezeu. A fost exclus din prezența lui Dumnezeu. Dar știe că pe Dumnezeu îl poate ofensa.
îi poate pricini multă durere, făcându-mă pe mine și pe tine să păcătuim. Făcându-ne să-i spunem, Doamne, am păcătuit și nici nu mă pocăiesc. Am păcătuit și nici nu iau cina. Degeaba l-ai dat fiul tău. Că eu n-am chef. Efectiv. Și lucrul ăsta îl doare pe tată. Îl doare pe tată. Noi n-auzim palmele pe care le dăm, dar îi le dăm lui tată. El ne-a dat o masă la care să stăm împreună. Oameni de condiții diferite, de nume diferite, de pregătiri diferite, de foarte multe ori cu concepții diferite, dar prin Duhul Lui a făcut din noi un singur trup, slăvit să fie Domnul. Pe vremuri când cineva vrea să construiască un zid, dădea comandă să-i vină niște cărămizi, se dădea comandă de 5200 de cărămizi, de exemplu. Venea o basculă de aia mare, cu 5000 de cărămizi vrac, așa, bascula la poarta omului și spunea, semnează aici că s-am adus 5200 de cărămizi. Cine stătea, mai ales că i-a ducea după masa pe la 5, i-a ducea, cine stătea să numere că 5000, când au căzut toate grămadă acolo? Nu stătea nimeni. Rămânea grămada aia la poartă pentru a doua zi când el le clădea, le ducea unde avea nevoie. Trecea vecinul cu căruța, cu roaba pe acolo, spune, ce cărămizi faine are vecinul. Mi-ar trebui trei, când mai trebuie să fac un coș de fum și nu am așa. Tac, lua trei. Și vecinul sesiza, avea scanner să vadă care ia de acolo. Mai trecea unul cu căruța, spune, fai, ce cărămizi, exact ce-mi trebuie mie, mai lua 10 cărămizi de acolo. De ce? Pentru că erau așa grămadă adunate acolo, s-au întâlnit acolo în basculă și acum jos. Gândește-te că a doua zi dimineață cărămizile astea sunt luate și începe omul ăsta să le pună și să facă un zid. Poate chiar zidul de la gard să-l facă. Acum dacă trece ăla cu roaba și vede zidul și îi place o cărămidă, ca să poată lua cărămida aia trebuie să atace tot zidul. Iubitul meu, când iei cina Domnului, tu ești zidit în Hristos, slăvit să fie Domnul. Când vii așa la adunare și tu pe la anexe, stai pe cine știe unde, tu ești la grămadă, oricând te poate lua careva de acolo. Dacă în ei cina Domnului, tot te zidești în trupul lui Iisus Hristos. Când frații le dai voie, băi, întreabă-mă unii sunt, ai o cărămidă deasupra, ai una de desubt, răspunzi de unul, vezi celălalt ce se întâmplă, ești în trupul lui Iisus Hristos, ca atare când diavolul vrea să te atace pe tine, atacă pe toți cei din prejurul tău, pentru că la ea li pasă ce se întâmplă cu tine, li pasă unde ești duminică dimineața, li pasă cum îți petrești tu timpul, le pasă toate că ești în același zid. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Este o armă pe care ar trebui să o folosim. Diavolul se teme pentru că asta îl învinge. A doua armă, cuvântul mărturisirii lor. Stimații mei, diavolul e foarte mulțumit dacă după ce am fost izbăviți din păcat, din mocirlă, și după ce Dumnezeu ne-a pus picioarele pe stâncă, stăcem măcar din gură. E foarte mulțumit. El știe un lucru, că dacă tu începi a vorbi, tu începi a cânta, tu începi a înălța numele Domnului, lucrul ăsta atrage atenția. Atrage atenția la ăia care au rămas în mocirlă? Și atrage atenția la ei, la alți care sunt descurajați, care sunt poate aproape de înfrângere, că cineva începe să cânte, să laude numele Domnului, să spună ce sfânt, ce bun, ce minunat e Domnul. Și lucrul ăsta totdeauna întărește pe oameni. Nu e așa că, vedeți, la ora actuală ne pricepem la sport. Văd tineri care vorbesc de Liga Campionilor, de transferuri, de cutare, când îi întreb, frate, dar Domnului, că Domnului Iisus, da, se blochează, gata. Dumnezeu ne-a izbăvit din păcat, ca să vestim puterile minunate ale Celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Amin! Și permiteți-mi să vă citesc textul biblic care ne dă exclusivitate la lucrul ăsta. Că noi îi spunem, Domne, dacă eu tac din gură, probabil Dumnezeu are planul B. Planul B care intră automat în vigoare, intră automat în lucrare. 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 9, Scriptura spune așa. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt și atenție, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Amin. Nu sunt mai multe popoare, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat pentru El, numai al Lui, numai al Lui. Și poporul ăsta e chemat nu să vorbească ce vorbește, nici măcar în domeniul financiar să fie expert, ci să vestească modul în care Dumnezeu i-a scos din întuneric, din moarte, din pierzare și i-a dus la lumină. Amin. De ce? Pentru că mai sunt o grămadă ca tine, pe care diavolul îi ține robi și ei nu știu. Nu știu. Mă poate scăpa Dumnezeu de alcoolism? Mă poate scăpa Dumnezeu de jocuri de noroc? Mă poate scăpa Dumnezeu de sub blestemul diavolului? Și se ridică cineva și spune, da, te poate că m-a mântuit pe mine. De asta te-a chemat Dumnezeu. Cu ce te ocupi? Pentru că asta e o armă care dărâmă împărăția diavolului. Efectiv îi luminează pe oameni. Chiar dacă stau în gât până aici în mocirlă, dintr-o dată ei încep a vedea lumina
că așa cum a fost el, cum e el, așa a fost și altul, mai rău. Și Dumnezeu l-a mântuit pe ăla și din mocirile el strigă, Doamne, salvează-mă și pe mine. Și vine Hristos și mai smulge un om de acolo, slăvit să fie Domnul. Pentru că tu n-ai trecut din gură, ai mărturisit, ai spus. Un alt aspect pe care v-aș ruga, frații mei, diavolul este foarte sensibil la ce mărturisim. Vă readuc aminte că singurul care cunoaște gândurile este Dumnezeu. Diavolul poate inocula gânduri, diavolul e un foarte bun contabil. El inoculează gânduri, vede intrările și ieșirile. Numai așa poate descoperi unde e sensibil un tânăr și o tânără. Numai așa. Îți aduce un gând de furt și tu care spui, n-am nicio treabă cu asta, îl dai de afară. El vede că a intrat și a ieșit. Îți aduce un gând de mândrie și îți spune, dar tu ești bun, tu ești grozav. Gândul ăla are numai intrare. Ieșire nu mai are, că îl place. Și diavolul dintr-o dată spune, ăsta e sensibil nu la furt, ci la mândrie, la aroganță. Cu asta îl servesc. La fiecare dintre noi, diavolul inoculează gândurile astea și ține o evidență foarte clară ca să știe cu ce să te ispitească. Stai în fața calculatorului, ești curios de ceva, tânără și tânără. El e acolo, lângă tine. Îți spune, dă un click acolo. Când tu eviți click-ul respectiv, spune, nu-l pot învinge cu asta. Tu nu crezi că scapi data aia. Data următoare, din nou, îți șoptește. Mai dă o dată un click acolo. Vezi ce se întâmplă. Trebuie să fii și tu, să știi lucrurile astea. Iubiții mei, el verifică, ți inoculează lucrul ăsta să vadă cu ce poate să te învingă pe tine. El poate să ți inoculeze gânduri, dar nu știi ce în mintea ta. Singurul care citește gândurile este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. De aceea la mântuire se ajunge prin mărturisirea cu gura. Căci prin credința din inimă se ajunge la neprihănire și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Ca să fii scăpat de sub autoritatea diavolului, trebuie să verbalizezi credința ta. Pentru că diavolul nu știe ce gândești tu. De exemplu, dacă eu spun în mintea mea, în numele lui Iisus Hristos, diavole, îți poruncesc, satană, duc de necredință, de mândrie, îți poruncesc să pleci de la mine. Spun în mintea mea, n-are cine citi, doar Dumnezeu citește, pentru că are abilitatea să citească gândurile mele. Satana nu știe, nu poate citi gândurile mele. De-aia eu trebuie să rostesc cu voce tare, că mă las de lucrurile alea, că mă pocăiesc și mărturisirea constă în expunere cu guna. Aș spune, mă las de lucrurile acestea, poruncesc diavolului să plece de la mine ca să am izbăvire. Și în momentul ăla, spune Biblia, împotriviți-vă lui tare în credință și el care e puternic, de care cerul se bucură și pământul se înspăimântă, n-are nicio șansă în fața ta. Trebuie să plece, pentru că tu folosești credința, slăvit să fie Domnul. Duhuri de boală pleacă așa, duhuri de depresie pleacă așa. Dar credinciosul trebuie să verbalizeze, adică să spună, să proclame, să vorbească ceea ce crede. În pustia Iudeii s-au întâlnit două ființe care nu erau din lumea asta, care puteau folosi informații la care noi nu avem acces, care puteau folosi arme care nu erau la îndemâna noastră. Era prezent acolo cel prin care sunt făcute toate lucrurile și prin care sunt ținute, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Și de partea cealaltă era una dintre cele mai splendide creaturi a sale, dotate cu o inteligență extraordinară, depășind orice ființă umană, Satana. Cei doi s-au întâlnit în pustia Iudeii și m-aș fi așteptat să lupte la un nivel la care noi să nu avem acces. Câteodată se întâlnesc cu oameni care au făcut medicină 6 ani de zile, au făcut rezidențiat și în fața unui pacient care suferă de o banală gripă, încep să vorbească în termeni medicali. Stai și te uiți la ei și nu pricep nimic. De ce? Pentru că ei vorbesc în temenii lor. Câteodată își aduc aminte că este lângă ei un om care nu a făcut medicină și începe să-i explice în limbajul lui cam de ce suferi el și ce tratamente pentru simptomele respective se-i acorde. Aș vrea să vă spun că în pustia din Iudeea, în fața pasajului biblic pe care îl avem acolo, erau două persoane care nu erau din lumea asta. Ei puteau vorbi de cei 24 de bătrâni, de numele lor și fiecare de slujba lor. Și noi stăteam și ne uitam și spuneam, Doamne, n-am știut niciodată asta, că noi nu avem acces la informațiile astea. Dar Domnul Iisus Hristos l-a învins pe Satana la el acasă, nu cu informații la care eu n-am acces și nici tu, ci l-a învins cu este scris în cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și a citat versetul respectiv. A citat versetul respectiv. Cât a putut rezista Satana? A încercat în diferite feluri și răspunsul totdeauna a fost citat din Scriptură. Nu intru în amănuntele ispitirii, dar a citat din Scriptură. Când Satana te atacă, nu-i da citate din Nicolae Iorga. Nu da citate din Ion Creangă. Ca să-l învingi pe Satana, citează din Biblie, Doamne ajută! Este scris în Biblie.
Fondează-ți credința pe Biblie. Fii atent la ce spune Biblia și fii atent la complexitatea Bibliei. Pentru că la un moment dat Domnul Iisus Hristos a spus, este scris, omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Bine, dacă ai spus așa, îl ia Satana să duce pe steașura templului și spune, dacă tot ei după ce ai scris, este scris, aruncă-te jos, căci îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem de el și scapă din orice primejde. Dacă te iei numai după un pasaj Biblie, te apuci de băut. Dacă te iei numai după un pasaj Biblie, te apuci de cine știe ce. Dar Domnul Iisus Hristos a spus, mai este scris în Biblie să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Amin. Atunci când vrei să vezi un adevăr biblic, uite în toată Biblia ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu lua un singur verset și te ascunde în spatele lui, trăind în păcat și nelegiuire, pentru că așa îl înțelegi tu. Sunt creștini care de-a lungul timpului au vrut să trăiască în imoralitate și au ales un verset biblic care e foarte bine clar când Pavel spune ce n-avem dreptul să ducem și noi cu o soră care să fie soția noastră. E pasajul biblic de acolo. Și i-au luat pasajul ăla biblic, care era bine interpretat în situația respectivă, care avea și l-au plasat într-un domeniu trăind în imoralitate cu alte persoane. De ce? Pentru că ei nu s-au uitat ce spune Biblia peste tot. Nu s-au uitat ce spune Petru în restul pasajului, că s-ar contrazice singur dacă afirmația aia fie adevărată. O luat ăla și cu ăla s-a dus jos de pe streașină și s-a rupt verticalitatea trăirii cu Domnul și a pierdut mântuirea. De ce? Pentru că a gândit așa. A doua armă care îl învinge pe Satana la el acasă este cuvântul mărturisirii tale. Te-aș ruga, frate și soră, dacă ai o experiență frumoasă cu Domnul, acum 40 de ani, când ai ocazia, spune-o. S-ar putea cineva să spună ăsta, spune aceeași poveste. Imaginați-vă dumneavoastră că cineva e vindecat de cancer și a fost vindecat acum 30 de ani. Nu trebuie să îmbolnăvească în fiecare an ca să fie proaspăt. Nici nu vrea omul ăla așa, nu? Dar dacă totuși te-a vindecat Domnul, mărturisește vindecarea Domnului. Doamne ajută! Spune vindecarea Domnului. Știți că minunile astea Dumnezeu nu le face numai așa de spectacol? Te-a izbăvit Domnul și ți-a dat vindecare. Te-a izbăvit din păcate unde alții au rămas acolo. Să străduie besul să iasă și nu pot. Și Dumnezeu te-a făcut de multe ori să treci pe lângă groapa mocirlei și ți-a spus, spune-le la foștii tăi colegi că am aceeași putere și mântuire. Totuși le-ai arătat mașina, jeepul. Le-ai arătat faptul că ai costum Armani. Le-ai arătat faptul că ai o voce superbă formată prin vocaliză, le-ai arătat că le ai. Au rămas în mocir la aceea. Faci parte din singurul popor care poate continua. Fii gata la asta. Păstrează mâinile curate, că într-o zi cineva de lângă tine va spune, măi, roagă-te pentru mine, să ai semnal, să ridici mâinile curate și spui, Doamne, lasă peste el înțelepciune, izvăvire și mântuire. Și Dumnezeu să spună, am văzut, vin acolo să rezolv. A treia armă pe care o are credinciosul, prima, este sângele Domnului Iisus Hristos. A doua armă este cuvântul mărturisirii tale când deschizi gura. Fii atent ce vorbești. Fii atent ce vorbești. Faci parte din poporul salvat al lui Dumnezeu. A treia armă este sacrificiul de sine și nu și-a iubit viața chiar până la moarte. Pe timpul Domnului Iisus, când cineva în Ierusalim sau în altă parte era cu crucea în spate, nimeni nu spunea că se duce să-și ia copiii de la grădiniță. Cine avea crucea în spate, mergea pe o singură direcție, să moară. Când Hristos ne-a chemat să-L urmăm pe El, nu ne-a promis viață lungă și fericită, cu toate că o dorim și s-ar putea să avem parte de ea. Nu ne-a promis multe prietenii grozave. Și când Domnul Iisus ne-a chemat la El, ne-a spus, dar sacrificiul suprem se verifică prin sacrificii mai mici. Vine Dumnezeu să spune, ești gata să mori pentru mine? Da, Doamne, atunci contribuie la lucrare de misiune cu atâta. Nu se poate asta. Eu sunt gata să mor, dar să dau bani? Nu. Nu se poate asta. Aș vrea să vă spun, prețul mare se verifică cu prețuri mai mici. Prețul mare. Dacă ești gata să mori pentru Domnul, când Domnul îți va spune, du-te și cere iertare cuiva, e prea mult? Iartă-l pe cel ce vine la tine, chiar dacă ți-o greșit și spune, Doamne, îmi pare rău, nu, trebuie să mai stai, să mai pierbi în suc propriu, ca să știi tu ce înseamnă să mă deranjezi pe mine. Ori vine Biblia și îți spune, ești gata să mori pentru mine, iartă-l pe fratele tău. Fii liber și eliberează-l și pe el. Ești gata să plătești un asemenea preț? Ești gata să suferi pentru Domnul? Foarte mulți dintre noi nu suntem gata. De multe ori în spatele banilor și avuției lipsim de la părtășia frățească. Și lucrul ăsta vorbește undeva. Acum păstorii, slujitorii, comitetelor, nu prea știu cu ce suntem noi și cu ce ne ocupăm. Dar există cineva care verifică toate datele astea, pe care ne lotează, care ne numără pașii noștri de pribeac pe pământul ăsta.
care știe cât mergem cu mașina și cât mergem pe jos, care știe pentru ce transpirăm și pentru ce luptăm, care ne citește gândurile, vă spun încă o dată, și care știe exact intențiile noastre. Aș vrea să vă spun, dacă ești gata să mori pentru Domnul, nimic nu te va opri să fii împreună cu frații la părtășie, să lauzi numele Domnului. Dacă ești gata să mori pentru Domnul, vei fi gata să suferi pentru lucrarea Domnului. Și permiteți-mi să vorbesc de un mod de suferință pe care Biblia îl prezintă. Eu o să merg fugitiv la el. Ezechiel, capitolul 9, Scriptura ne spune că în Israel oamenii au păcătuit înaintea lui Dumnezeu și s-au depărtat de la fața lui Dumnezeu. Și în mijlocul acelui popor, spune cuvântul Domnului în versetul 4, existau niște oameni care nu s-au luat după închinarea păgătoasă și idolatră a vremii. Și când Dumnezeu trimite îngerii săi să nimicească cu sabia în mână, și atenție, să nimicească bătrâni, fecioare, bărbați și femei, copii, să-i nimicească prin sabia sa. Înainte de nimicire, Domnul pune deoparte niște oameni, vorbim din nou de Eclesia aceea pusă deoparte, și spune versetul 4, Domnul i-a zis, treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc acolo. Iar celorlalți le-a zis în auzul meu, treceți după el în cetate și loviți, ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați, ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei, dar să nu vă atingeți de niciunul din cei ce au semnul pe frunte. Începeți însă cu locașul meu cel sfânt. Ce-au făcut oamenii ăștia de a căpăta trecere? Cu toate că sabia stătea deasupra, dacă el avea semnul, câtă ciudă avea ăla cu sabia, nu putea să-i facă nimic, pentru că Dumnezeu a pus un semn pe fruntea lui. Din ce pricină? Nu că au spus, băi, așa e acum, băi, așa e acum, toți fac ce vor și așa, nu. Înăuntru lor au spus, trebuie să fie altfel. N-am posibilități să schimb nimic din poziția mea. Nu pot să fac nimic. Nici nu vorbesc de rău, nici nu clevetesc, dar sufăr și gem înăuntru meu că lucrarea nu merge cum ar trebui. Și vine Dumnezeu și spune, nu contează cât de periculos e virusul Zika, nu contează că vine Putin cu tancurile sale. Fă-i un semn că a suferit pentru lucrarea mea, că i-a păsat de lucrarea mea. Fă-i un semn. Nu contează ce se întâmplă în lumea aceasta. Când vine pedeapsa și urgia lui Dumnezeu, oamenii aceștia sunt puși deoparte pentru Domnul. Slăvit să fie Domnul! Ești o asemenea persoană? Pentru că într-o lume în care diavolul guvernează tot, într-o lume în care știrile sunt manipulate, într-o lume în care guvernele sunt manipulate și conduse să dea legi împotriva familiei, împotriva individului, împotriva națiunilor, împotriva istoriei, împotriva lui Dumnezeu, împotriva la tot. În lumea asta unde Satana a coborât cu o furie mare și a înfrânt oameni celebri și puternici, există bărbați și femei, tineri și tinere, care încă în fiecare zi îl bat pe Satana la el acasă. De ce? Pentru că nu se folosesc de înțelepciunea lor, ci prin sângele Domnului Iisus Hristos îi se curăță de orice păcat și diavolul n-are drept în viața lor. În fiecare zi ei se ocupă cu proclamarea numelui lui Dumnezeu și în fiecare zi ei se jertfesc pentru Domnul, fiind gata să plătească prețul suprem. Dar până la prețul suprem, ei iartă, ei iubesc și dacă e cazul, suferă, rabdă în taină, pentru că Dumnezeu este Cel ce îi izbăvește. Vă doresc tuturor, frații mei, ca Dumnezeu să facă din voi, din mine, din casa mea, din cei dragi ai noștri, niște biruitori. Amin. Am ascultat un mesaj rostit de pastorul Virgil Neagu. Materialul pe care tocmai l-ați ascultat a fost editat și pus la dispoziția noastră de echipa Alelon.